ce trebuie să facem în mod concret? Ce înseamnă raționalizarea asta? Când să nu mai folosim apă sau cum să o folosim diferit? Ați avut azi o declarație legată de roșiile din curți. Să știți că mulți ne-au întrebat dacă aveți ceva cu roșiile pe care nu le cresc oamenii. Nu puteam să zic de castraveți. Am și eu roșii în curte acasă și vă spun sincer că de vreo 3 săptămâni n-am mai folosit apa pentru udat. Iarba din curte s-a uscat. Este un sacrificiu. E un sacrificiu și este dureros. Te doare sufletul să vezi, ai muncit săptămâni întregi ca să crești o plantă frumoasă și să ajungi în situația în care te uiți cum se ofilește, cum se usucă. Dar asta în zona rurală. Nu numai, că au început oamenii și pe aici, prin București, să cultive grădină. E un obicei, dar în momentul în care trebuie să renunțăm la ceva și la un consum semnificativ, este cel care trebuie sacrificat activitatea de udare. De bun, irigare. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, ce alte măsuri luăm dacă stăm la bloc? Bun, bucureștenii o să spună că ei raționalizează de mult, că sunt unii care n-au apă, oricum apă caldă, n-au mai văzut de... nici nu mai știu cum arată. Da, am auzit că în anumite cartiere apă caldă a devenit un lux în București, dar exact. Poate rezolvă administrația locală, primăria, dar... Sfaturile sunt cunoscute, lumea a auzit despre ele, dar nu ne gândim în fiecare zi să nu facem baie în cadă, să folosim dușul pe un timp cât mai scurt și fără a beneficia de plăcerea deosebită de a sta minute în șir sub duș. De a nu mai folosi, de a nu mai lăsa apa sau robinetul deschis în momentul în care ne spălăm pe dinți. De a nu uita robinetul să curgă când nu avem nevoie de apă. Sunt foarte multe metode. E bine să care... speli vasele, nu știu, de mână sau să le pui la mașina de spălat vase? Că aici sincer, e o dezbatere, aici, să știți încă. Aici n-am o statistică exactă și nu știu, nu vă pot spune. Poate soția ar putea să vă spună că ea plătește facturile și ea urmărește consumul de apă. Dar cel puțin dușul salvează zeci de litri de apă, dacă nu facem baie în cadă. Și... oprirea, închiderea robinetului atunci când nu folosim efectiv apa. Bun, că e un moment complicat, înțelegem cu toții și mai mulți, sper eu, mai mulți, mai degrabă decât mai puțin, vor lua măsuri fiecare acasă. E pericolul însă mare să rămânem fără apă în țară? În anumite județe? Nu este. Sunt locații afectate, sunt localități, comunități afectate, dar pe ansamblu, în continuare, marile rezervoare, marile lacuri de acumulare stau bine. Sunt la un grad de umplere de 68-70 de grade, chiar unele sunt peste 80. Sunt și câteva cu cantități mai mici de apă, dar încă nu suntem în zona de reducere critică, sub un prag critic. Vom analiza mâine dimineață încă o dată aceste situații pe care le primesc aproape zilnic. Pe ansamblu, situația nu este încă gravă, dar sunt câteva localități afectate pentru că exact acolo unde sistemul de alimentare potabilă s-a alimentat din puțuri forate, cantitățile sunt gândite pe un consum normal, în momentul în care sare, se dublează, se triplează, crește de 5 ori cantitatea consumată de localitatea respectivă, de comunitatea respectivă, apar problemele. Ați cerut, domnule ministru, o situație privind lacurile și râurile, pentru că noi am tot dat exemple de lacuri care au secat total, cum ar fi Amara, parțial, cum ar fi Beliș, râuri de asemenea, care ați văzut și în materialul de mai devreme, au apele retrase chiar și cu 20 de metri. Ați cerut o situație ca să știți cum e în țară? Da, o am pe masă și am vorbit inclusiv despre această situație în ședința de guvern. Și de acolo spun, din această statistică, spun că majoritatea lacurilor de acumulare sunt la un grad de umplere satisfăcător. Sunt câteva excepții. Avem lacul Amara, unde este o imagine dezolantă, tristă. Este aproape incredibil că am ajuns deja în secolul 21 să asistăm la dispariția totală a unor habitate naturale. Și tocmai de aceea și a fost și greșeală acolo? Autorităților? Sunt șiruri de greșeli. Pentru că dacă ne uităm la zona deșertificată, greșelile n-au început acum. Au început acum câteva decenii când s-au tăiat, sau câteva sute de ani, de fapt, când s-au tăiat pădurile din zona de sud a țării. Și am transformat toată zona în zona agricolă. Au fost greșeli la Cu Amara când s-au făcut regularizările de râu și nu s-a făcut doar acolo. Nu doar Buzău a fost regularizat, și Oltu, și Mureșul, și toate râurile în România au fost regularizate. Am prins apa, râul, printre niște... am făcut niște canale.
ies și intră foarte repede din bazinele hidrografice, apa pleacă la vale și dispar resursele pentru precipitații, dispar zone de umede. Am desființat probabil sute de mii de hectare de mlaști, de zone umede, care dădeau tot timpul acea cantitate de apă, care după aceea se întorcea sub formă de precipitații. Sunt decenii de greșeli. Și uite unde suntem acum, trebuie să cheltuim bani pentru a reface habitatele respective. În PNRR avem pentru refacerea habitatelor umede, avem pentru refacerea unor pajiști care sunt în pericol, avem bani pentru plantări de terenuri, de păduri, să creăm zone forestiere, putem salva zonele acelea de deșertificare prin plantare de păduri noi. Deci măsuri există, bani există, trebuie să se implice toată lumea la implementare, pentru că altfel vor dispărea și vom pierde zi de zi habitate extrem de valoroase.